Bine v-am găsit la o nouă zi în Lefkada. Noi ne-am luat micul dejun și am plecat spre plaja Agiofilii. Am venit până aici cu mașina. E destul de aproape de stațiunea Vasilichii, unde suntem noi, unde avem hotelul. Dar nu ne-au lăsat să urcăm pentru că se asfaltează cu mașina și trebuie să mergem 1,9 km pe jos. Repetăm istoria de ieri. Bine, astăzi suntem mai odihniți. Oricum e mai ușor când vii, dar mai greu când pleci de la plajă. Vreți să știți cum a fost noaptea noastră în Lefkada? Întrebați-l pe Ale. Am ieșit să mâncăm aici în stațiune și deja a început să le ia cu frig. Da, este... Nu mai pot, chestia asta nu e normală. Este prăjit. Eu i-am zis, tu o să faci ca anii trecuți și o să te prăjești. Nu, că așa trebuie să mă ard. A fost o noapte grea pentru amândoi. Da, deci asta înseamnă că... Uite că vin mașini. A, sunt mașinile celor care lucrează, deci nu. M-am simțit mințită. Și... Da, văd că au ceva plante în mașini, probabil vor să planteze ceva pe aici sau nu știu. Da, deci cum vă spuneam, vremea în Lefkada, în luna iunie, este superbă, tot mai bună de plajă. Oare mă gândesc dacă veneam în iulie sau august, ce se întâmplă? Cred că ne prăjeam și mai tare. Mie oricum vremea mi se pare superbă. Bine, spre seară începe să bată puțin vântul și într-adevăr seara este mai răcoare, dar pe zi este vremea foarte, foarte bună. Se poartă o discuție în momentul de față, ce croazieră o să alegem pentru zilele următoare, dacă o să mergem la o petrecere de seară sau o să mergem la o croazieră de zi să vizităm plaje. Am înțeles că este o croazieră care ne duce în insulele, bine, insulele, pe plajele, ca să zic așa, unde nu poți ajunge cu mașina. Să vedem ce vom alege, așa că stați aproape. Ce ai făcut, iubire? Topesc papucii. La picioare. Știți că vă spuneam că pe aici se lucrează la stradă și se asfaltează și pe aici se pare că încă e proaspătă și lui Alexis s-au topit papucii. Asta e răzbunare de am trecut că mi-a pierdut pălăria în mare. După ce am mers un kilometru, am ajuns aici, e foarte, foarte moale și nu mai putem să mai continuăm pentru că arde foarte tare. Mi s-au topit și papucii, ne-am luat cipicii de plajă. Bine, eu am băgat și piciorul din greșeală aici și m-am ars foarte tare la călcâi. Deci o să ne întoarcem și renunțăm la idee. Ne-am mai întâlnit cu niște familii de români și i-am sfătuit și pe ei să se întoarcă pentru că erau și cu un copil mic, cu un cărucior și n-aveam nicio șansă să ajungă până sus. Doar că mi se părea normal să se pună un anunț ceva aici jos. Noi am și întrebat, putem urca? Iar un om ne-a zis, da, puteți urca până sus pe jos. Puteau să ne zică la un moment dat să-ți intre picioarele în smoală, încinsă. Nu cred că îți prea convine. Chiar vă spuneam acum, cu câteva minute în urmă, de drumul către întoarcere, că e mai greu. La noi se pare că a venit și mai devreme să ne întoarcem și este și mai ușor că nu suntem așa obosiți. La ce plajă ai zis că mergem acum? La Afteli Beach. O să mergem la Afteli. Cam la 10 km de unde suntem noi în momentul de față și o să facem, cred că, vreo 30 de minute. Voiam să mergem și la plajele mai frumoase, ca să zic așa, dar... Trebuie să ne întoarcem la ora 3 la hotel și nu e timpul necesar să mergem atât de mult. După un drum foarte anevoios cu foarte multe curbe, am ajuns în sfârșit la Afteli Beach. A fost un drum cu mai multe curbe, chiar destul de strânse, dar totuși e ok că nu se merge mult pe jos până la plajă, față de
cum am fost până acum la plajă, chiar este super ok. E super aproape. Ne-am mai întâlnit cu o familie de români care ne-au spus că se mănâncă și bine aici la tavernă, ne-au recomandat-o. Parcarea este gratuită, dar plaja este foarte mică. Dar apa la fel de superbă. Prețul șezlongului și cu umbrelă la această plajă este 8 euro. Dar noi cred că o să alegem să stăm iară cu prosopul și cu cortul, deoarece v-am zis, trebuie să ajungem la hotel la ora 3 și nu avem așa mult timp și nu are rost să plătim pentru 2 ore. Văd că sunt șezlonguri și acolo sus. Noi am ales să ne punem aici, la umbră. De aici de sus se vede superb. Să știți că aici la plaja Afteli, apa este foarte, foarte limpede. Se pot observa chiar peștișori prin apă. Noi chiar am filmat și o să vă arătăm filmare. Este ceea ce voiam să vă mai menționez. Uitați unde s-a băgat Alex. Noi am plecat la drumeție pentru că ne-am plictisit să stăm într-un loc la plajă, bine, ne-am îmbălăcit și am plecat spre o drumeție. Ceea ce voiam să vă menționez este că aici la plaja Afteli este un beach bar cu restaurant chiar acolo, unde sunt prețuri foarte convenabile. Ce vrea Dana să vă spun este că aici, chiar pe plajă, se află și un beach bar și un restaurant unde vă puteți comanda, nu știu, mâncare, băutură, ce vreți voi. Iar prețurile sunt foarte convenabile, se mănâncă foarte bine. De exemplu, un Freddo cappuccino este 2,5 euro. Aperol Spritz, ce ne place nouă, este undeva la 7 euro. Adică dacă ne luăm două pahare de Aperol, o să plătim 14 euro, deci exact cât ne costă o sticlă în România. Exact. Dar merită să veniți la această plajă. Este foarte frumoasă, apa este foarte limpede, plină de pești, ceea ce nu am văzut la plaja la care am fost ieri la Milos. După ce o să plecăm de la această plajă, aventura noastră, să știți că nu se termină, așa că rămâneți aproape. O să vă prezentăm plaja din Vasilichia, adică plaja golfului, unde ne-am și cazat. O să vă arătăm faleza, ca să zic așa, principalele taverne, o să vă spunem chiar prețurile, unde am mâncat o mâncare foarte bună chiar aseară. Ne-a servit ne-a servit un român care este stabilit aici de la vârsta de 10 ani. Adică este o combinație între român și grec. Dar un om super de treabă. Super. Cât am stat acolo, ne-a făcut șederea foarte frumoasă, chiar a băut uzo la noi, cu noi la masă. Adică chiar a fost super drăguț. Știi ce ne mai place în Grecia? Adică cel puțin ne gândeam că o să fie doar în Tasos s-a întâmplat acest lucru, nu se va întâmpla și în Lefkada. La fel, după fiecare masă primiți un desert, o băutură tradițională. Aseară fetele au primit un iaurt grecesc cu ceva topping de cireșe, iar băieții au băut un uzo. Împreună cu prietenul nostru care ne-a lăsat și numărul de telefon și ne-a spus, știți ce ne-a impresionat la el? Faptul că a mers în prima zi și ne-a spus, uite, vreți să mâncăm o pizza? El, na, cum sunt la început, dar să încearcă să te atragă. Și ne-a spus, bun, noi nu avem pizza, dar o să-ți recomand o pizzerie și în altă zi, dacă am făcut o alegere bună și te-am trimis într-un loc bun, te aștept și la mine. Da. Adică omul nu a spus, nu, veniți nu la mine, de ce să mâncați pizza? Nu a fost agasant, nu a fost, tocmai de aceea am și ales și am făcut o alegere bună pentru că a fost și mâncarea ne-a plăcut. Și am revenit cu drag la el. Exact. Bun, deci așteptați să vedeți ce se întâmplă în Vasilichia. Cam gata și cu această plajă, ne îndreptăm către Vasilichia, dar cum vă spuneam, rămâneți aproape deoarece vă prezentăm plaja din Vasilichia și principalele taverne. Am ajuns oficial în Vasilichia și o să vă lăsăm să vă bucurați puțin de tavernele și de frumusețea acestui golf. Eu sunt încântată la maxim, îmi plac toate peisajele. Oh, 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 oh
Cum mi s-au părut peisajele. Mie îmi plac la nebunie, sincer. Am să vă spun ceva, fetelor, în caz că vă uitați pălăriile, gențile, papucii acasă, găsiți o sumedenie de pălării superbe aici, sunt magazine, da, sunt și farmacii, chiar o să mergem acum la o farmacie, în caz că vă uitați ceva sau aveți nevoie de niște pastile. Da, se pare că farmacia este închisă. E de la 9 este program la 14. Aici. Deci asta este programul la farmacie, nu știu dacă se vede chiar ok. Și dar apoi de la 18 la 21. Da. Este închis, nu am avut noroc. Haideți că vreau să vă arăt ceva. Să vedeți. Că am promis că o să vă arătăm. Prețurile, să știți că sunt oarecum ok, nu foarte scump, având în vedere că sunt fructe de mare, tot ce înseamnă mare. Uitați la această terasă, am mâncat aseară, a fost o masă extraordinară. Am mâncat un orez cu midi, dar midile nu erau chiar fierte, păreau că sunt cu un fel puse la cuptor, deci nu știu, mie mi-a plăcut maxim. Alex a mâncat o musaca. Da, i-a plăcut foarte tare, avea gustul spre lasagna, dar era foarte bine făcută, adică ți-a plăcut, nu? Da, a fost super bună. Foarte bună și foarte mult, porție foarte mare. Exact, iubita avărului lui Alex și-a luat pui mexican și acela arăta chiar foarte bine. Iar vărul lui și-a luat o friptură la grătar cu cartofi. Și prețurile foarte ok, adică eu pe orezul cu midi am dat 10 euro și un fresh de portocale care a costat 4 euro. Iar Alex a dat pe musaca 9 euro și o bere. Cât a fost berea? 4 euro. Berea 4 euro, dar la draft și draftul mare. Adică mi s-a părut chiar foarte ok, având în vedere că a fost de calitate și chiar porțile foarte mari. Și acum ne îndreptăm către plaja Vasilichii. Să știți că plaja din Vasilichii chiar este vestită pentru sporturile de apă. Chiar acum vedem foarte mulți surferi. Deci nu știu, e foarte fain, bate vântul și e chiar o vreme favorabilă pentru sportul acesta și se văd super. Vezi ce super se văd? Da, sper să ne înțelegeți pentru că bate foarte rău vântul. Avem și stegulețe. România nu e. Deci dacă vă doriți să practicați și voi acest sport, puteți să vă închiriați foarte ușor de aici tot echipamentul de care aveți nevoie. Da. Sunt foarte, foarte mulți. Când am venit noi nu erau așa mulți, dar astăzi v-am zis, vântul favorizează acest sport. Tocmai
de aceea sunt și foarte multe persoane. La acest restaurant am mâncat ieri seară. Am mâncat niște paste bolognese. Hello. Mie îmi plac florile astea, sunt superbe. Da, eu am mâncat niște paste bolognese, iar Alex a mâncat carbonara. Nu. Ce ai mâncat? Rigatoni cu patru feluri. Rigatoni cu patru feluri de brânză. Acum o să vă arătăm unde am mâncat în prima zi gyros. Gyros la Lipie, la un preț foarte bun, 3,5 euro gyros. Cam așa se vede plaja. Mie sincer îmi dă oarecum și un aer așa de Italia, deoarece oamenii închiriază și aici scutere cu care se deplasează. Hello, I'm fine, you? Fine, you like this menu maybe? This night. Thank you. Hello. Salut. How are you? Fine. Ce faci? Foarte bine, tu ce faci? Bine, filmăm. Să rămânem cu amintiri. Da. You are welcome, anytime. Normal. Mulțumim. Bună Da, și tipul care ne-a, probabil aici se va face altă tavernă, și tipul care ne-a servit cu gyros, tot o chestie de România avea, deoarece iubita lui este româncă și chiar ne-a spus că sufletul lui este în România, naște din România. Da, ceea ce este un pic mai ciudat, ca să zic așa, sunt străzile care sunt destul de înguste, pe aici chiar sunt lărgute față de cum sunt spre plaje. Cine dă înghețata? Vreau cu aromă de fructe, una de vanilie și una de ciocolată. Ne-am înțeles? Hai! Dragilor, cam atât și cu această mică plimbare prin Vasilichi și la Afteli Beach. Deci până data viitoare, like, share și subscribe! Noi mergem la piscină!